Da. Trebuie să facem o probă. Ce ziceți? Spuneți un cuvânt, două, trei. Da. E foarte bun acest lichid. O să-l cumpăr și eu mâine. Dar și ce e necruța? Are o chestie cu întrepied, barba, nu? Tot cu un cizmar. Păi dacă el era poet cizmar. Și n-are o chestie cu întrepied, nu? Păi dacă tot cizmar e o trepied. Săracul necruța, știi, ajunse și el mama. Eu m-am așimbat într-un cenaclu care avea numele lui Necruță. Acum a căzut complet. Bietul Necruță, da. Bine, de când au ajuns intelectualii la putere. Da. Îți spuneam de filmul lui Roman, deși... Dragă, nu e bun. Păi, păi cum le ți-a plăcut? Nu e bun, adică... Adică e o istorie pe pânză așa, care nu se înșurubează în nicio problemă. Adică ce... Cine e tipul ăsta? Cine... Da, nu e nicio... Nu are nicio consistență, e chiar și penibil, știi, să încep să spui de ce nu e bun. Nu e bun, pur și simplu, e un spanac. Că ce e? Și ce dacă ăla, când despre o chestie, spui, e, și ce dacă ăla a mers? Deci, întâi ce vrea el cu astea 5 săptămâni? Adică el vrea acolo, mai mi se plătea de bun. Păi ce? El zicea când era bolnav, de-aș mai trăi 5 săptămâni. Păi, și Dumnezeu i-a dat. Dar de ce 5? Păi, probabil că așa era unitatea de măsură de pe nu, 5. Asta înseamnă că el avea o treabă de făcut. Așa presupune, adică așa presupune spectatorul la început. Deci, încolo, de aici, adică, sunt afirmații fără acoperire tot timpul. Una, asta. Eu știu, aveam vreo lucrare determinat, eu știu, un studiu, o chestie. Deci, domnule, trebuie omului 5 săptămâni. Când acolo nu e nimic. Și o tâmpenie, știi? Pe oră. Ce vine lui să lege de o asistent? O doar un i-a plăcut când o sărută aia, știu, de bună, angajant, așa. E, cum să fie excitantă când o sărută bătrânul ăla pe... Bine, excitantă, e, și câte femei excitante sunt pe lume, ce interes prezintă. Nu, dar era după boală, era după... Bine, și unde e interesul? Păi, interesul e acolo că el, în momentul în care, fiind bolnav... Ce, lipsea amorul, lipsea? Păi, probabil. Păi, dar nu rezolvă. Nu se înțelege de nicăieri că ăsta era un om care, din contră, aflăm ulterior că era un tip care și-a alegeat tot felul de dame, știi? Nu vezi ce tâmpită e toată chestia? Și alegea tot felul de dame care, pe gustul lui, pe nu știu ce, și avea și una cu care se simțea bine, știi? Deci, ce-i trebuia această istorie? Cine, doctorița aia? Aia e una. Aia să zicem că e la locul ei, că e femeia cu care de rangul lui, știi? Da. Intelectual, chestii, nu știu ce, bine. Și ar fi avut sens dacă, de pildă, băiatul ăsta, tipul ăsta, doctorul ăsta, ar fi tânjit de o adevărată fericire, dincolo de legătura pe care o avea el și care era prea complexă, socială și era intelectuală ca și el, nu știu, și ar fi vrut cu o femeie, așa, cu ideea, fericire cu o femeie adevărată, indiferent de ce rang, știi? Da. Atunci aș fi înțeles. Ei, nu că aflăm pe parcurs, știi, că filmul începe să spună, nu, că a avut tot felul de doamne, nu știu, tot e pizda. Ce? Atunci care e chestia? Da. Nu. Poftim, răspunde la chestia asta. Mulți spun că doctorul ăla seamănă cu Brevan. Asta nu mă interesează. Poate să semene dacă să nu semene. Poate să semene să fie proști și să nu semene să fie bine. Care e chestia? Atunci nu am de unde să-l apuc, știi? Dar vreau să-l apuc de undeva și pe urmă nu, că nu e așa, știi? Până la urmă, știi? Da. Vax. Toată chestia. Aia, fata, mai înțeleg, domne, profesor, doctor, nu știu ce, poate să o amuze o aventură cu un șef, știi? Asta e așa, de așa este o banalitate, știi? Dar hai să zicem că pe ea o distrează, poate să o distreze. O duce cu mașina, o plimbă. Dar versurile lui Chitanu au plăcut? Nu prea s-au înțeles, din pricina, știi, versuri la cinematograf nu se înțeleg. E un risc, știi? Cum merge șarpele pe mare? Da, să nu se respinde chiar ca o șarpă. Nu s-a înțeles.
Pe urmă mai afli o altă chestie idiotă, știi, pe parcurs. Că se duce la mare și acolo vezi, dragă doamnă, i-a plăcut un copil și nu știu ce. Păi zic, tir. Și de ce ți-a plăcut un copil? Păi fă-l cu aia cu care ești, nu? Sau de ce nu ai făcut cu aia cu care zici că te potrivești? E tocmai în momentul ăsta s-a dezvelit. Ce s-a dezvelit? În el o părticică de omenie care avea să fie îngropată după aia. A, asta e? Asta e sensul. Sigur. Păi da, dar da, nu. Nu, spune, nu rezultă de nicăieri că ar avea vreun regret pentru chestia asta. Cum? E cum că îi pare rău când vine tata lui? Tatăl copilului. Da, dar nu înțelegi că un astfel de tip, știi, care are și o femeie, a avut și atâtea aventuri și nici cu asta nu face, este un tâmpit, care nu ne interesează. Păi, dar tocmai e un personaj contradictoriu. Nu e contradictoriu, e idiot. E idiot și inexistent, adică... E compus din atâtea locuri comune și, adică atâtea, e contradictoriu, da? Contradictoriu cu locuri comune, adică, așa cum să spun eu, cum e orice om obișnuit și neinteresant. Adică, crezi că omul neinteresant nu are contradicțiile lui? Păi le are, da, dacă e neinteresant, ce vrei să fac? Iar ăla, adolescentul ăla, ce ăla, e un tâmpit ăla. Dar actorii cum mi se fac? Întâi ăla, dar ce justificare avea el? Acolo se pune întrebări. Pe el salvase. Și ce era pus el să pună întrebări de astea hoațe, așa, știi? Aia e ca în interviurile mele. Aia, nu, că alea au justificare în interviu. Îți faci meserie, știi? Da. Ești gazetar, nu? Poți să pui... Dar ăsta, la ce meserie își făcea în pizda masă acolo? Ce era psihiatru? Ce era? Psiholog? Dar de ce bolă suferea doctorul ăla? Aaa, să zicem că e neinteresant. De ce-l trata ăla? Cine știe, aia chiar e, nu mă deranjează. Nu, dar de ce într-un cuvânt? Un spanac. Până nu epuizezi ce ai în cap, știi, nu încetezi discuția. Știi? Și... surprizele conversației vin tocmai de aici, că vezi că pe măsură ce conversezi, ăla își dezvăluie, știi? În timp ce într-un articol e de aia spiticoasă. Da. Că se organizează, știi? Adică se face așa demonstrativ, așa, se organizează, știi, cu... fără, știi, fără geometria, fără surpriza asta pe care ți-o dă conversația liberă, știi? Și atunci ăla trebuie să fie un mare critic, știi, ca să poți citi. În timp ce o conversație, după legile astea, știi, foarte, foarte interesant, chiar și cu un om mai puțin, știi? Da, e foarte puțin. Chestia cu stelarul, care este un foier. Nu pot să spun așa. Ce aia? S-a înregistrat tot timpul ce am spus eu? Da. Da, ai văzut ce interesant a ieșit, știi? Deși el nu e nici un cozor, el este de fapt un... mofluză. Nu, gesticulează așa, e un incoerent, știi? Un incoerent, da. Liniștit chiar așa, placit puțin. Ei, și ai văzut ce bine a ieșit.